Această emisiune vă este oferită de Brixia. Nu știu dacă am fost leneș, de lăsător, dar m-am mulțumit cu puțin. Marcel Coraș, Gheata de Argint. Supranumitul Apul, Marcel Coraș a bifat 36 de partide și a marcat 6 goluri pentru echipa națională a României. Porecla i-a fost dată din greșeală de scriitorul Eugen Barbu, care a încurcat borcanele și i-a atribuit supranumele colegului de la UTA, Helmut Ducadam. Coraș a început povestea în fotbal la UTA. Fostul mare vârf al României visa încă de mic să ajungă să marcheze goluri în prima ligă. A avut șansa să locuiască foarte aproape de stadionul UTA, echipă care în anii 60 a câștigat campionatul României de 2 ori. Mergea la antrenamentele fotbaliștilor și își dorea să ajungă și el un fotbalist care să câștige un titlu de campion. A fost la un trial, a trecut, s-a dus la al doilea, l-a luat și pe acela. Al treilea la fel, iar la 9 ani a fost acceptat la grupele de copii, 14 mai 1968. Provine dintr-o familie modestă, în care tatăl era lecătuș, iar mama lui controlare de calitate la uzinele textile. Și-a dorit doar să depășească nivelul lor de trai. A vrut să ducă o viață mai bună, dar a înțeles că bogăția sunt prietenii cu care poate vorbi și cu care se poate sfătui. Marcel Coraș a cunoscut apogeul carierei sale în anul 1984. A avut un sezon extraordinar în care a devenit golcheterul campionatului României și a fost convocat la națională pentru campionatul european. A fost apogeul carierei mele. Aveam 25 de ani. Am mers în vara anului 1984 la turneul final Euro. Puteam să fac mai mult după aceea, dar nu știu dacă am fost leneș sau de lăsător, dar m-am mulțumit cu mai puțin. Probabil dacă eram mai concentrat, puteam să prind un contract afară. Turcii de la Fenerbahce au venit la București, dar s-au opus Mac Popescu și Nicu Ceaușescu. Ar fi fost un pas important în carieră. Probabil de aia am fost după aceea mai de lăsător. Știam că în România pot să joc și cu 90 de kilograme. Thank you.
Iorăș a înscris în poarta Germaniei, dar nemții s-au impus în final cu 2-1. Fostul internațional a rămas cu amintiri minunate de la confruntarea cu Germania. L-a impresionat organizarea, începând de la sosirea de la aeroport, la cazare, la condițiile de masă, la antrenamente. L-a dezamăgit însă faptul că în România se juca un meci la 7 zile, iar la Euro, la 3 zile cu Spania, Germania și Portugalia. Erau foarte, foarte obosiți. Sub tricolor a marcat și 6 goluri. Unul dintre ele la Euro 1984, în poarta legendarului Toni Schumacher. Și acum am în cap acea fază. Mircea Rednic a pasat în adâncime, Klein a lăsat mingea să-i treacă printre picioare, eu am preluat și am dat la poartă. Am tras pe scurt, cred că portarul era mascat și nu a văzut mingea. A povestit Marcel Coraș. Lauta a prins retrogradarea. A fost o dezamăgire fantastică a orașului. El a plecat la Iași să-și facă stagiul militar și a jucat pentru Politehnică. A fost luat în armată la Grăniceri, la unitatea militară 32980. Din 16 luni de armată, vreo 9 a stat în cazarmă. Îi dădeau voie să meargă doar la meciuri. A intrat pe radarul Stelei. Steaua era mereu cu ochii pe recruți. Deși făcea o selecție fantastică în perioada aceea, probabil n-au avut un scouter potrivit. A stat un an jumate la Iași, dar a revenit la Arad și a ajutat UTA să promoveze. Din nefericire, Coraș a mai prins o retrogradare. Într-un interviu pentru Sport Total, Coraș a povestit și o întâmplare inedită, în care a ajuns să fie chemat de Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu. Se întâmpla chiar în anul 1984, iar Mircea Lucescu a avut un rol uriaș în discuția respectivă. După ce s-a încheiat campionatul, Marcel Coraș era golgheter. Se calificase și la campionatul european. Era în vârful carierei sale sportive. Le-a spus conducătorilor de la Sportul că vrea să plece acasă, la Arad, pentru că nu se obișnuise cu Bucureștiul și a fost dus să poarte o discuție cu Nicu Ceaușescu. Nicu Ceaușescu l-a întrebat: „Ăia ce-ți dau?” Le-a spus că niște bani. „Așteaptă afară”, i-a spus. După câteva minute, a fost rechemat înăuntru. I s-a spus să rămână la Sportul, iar banii pe care îi dădea UTA să-i dea și Sportul. Lucescu a spus că fotbalul nostru și naționala au nevoie de Marcel Coraș la Sportul. „Da să trăiți, ești liber”, a spus Nicu Ceaușescu. Marcel Coraș a rămas la Sportul încă câțiva ani și a devenit vicecampion al României în anul 1986. Piata de argint a Europei în sezonul 1988-1989 s-a retras din fotbal de ani buni, însă este la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe scena primului eșalon, dar și la echipa națională, al cărui tricou l-a îmbrăcat în 36 de meciuri. A fost cel mai bun fotbalist român de la Euro 84, unde naționala condusă de Mircea Lucescu obținuse calificarea dintr-o grupă cu campioana mondială, Italia. Alături de Iosif Pecioschi și Flavius Domide, Coraș este unul dintre cele mai răsunătoare nume pe care le-a dat Aradul fotbalistic. În divizia A, a mai jucat la Victoria București, chiar în ultimele 2 sezoane înainte de Revoluție. În sezonul 88-89, cel poreclidul Apol chiar a câștigat trofeul Gheata de Argint a Europei, cu 36 de reușite în campionatul intern, fiind devansat de către un alt fotbalist român, Dorin Mateuț. În total are 408 prezențe pe scena primului eșalon fotbalistic al României și totodată 146 de goluri marcate. A ieșit golgheter în divizia A în sezonul 83-84, cu 18 reușite pe când activa la Sportul. După 1990, Coraș a activat în campionatele din Grecia și Franța, iar spre final de carieră a mai îmbrăcat tricourile Universității Cluj, Aleutei și Motorul Arad.
Când a pus ghetele în cui, a îmbrăcat și treningul antrenorului, la UTA, FC Baia Mare, FC Bihor, ACO Arad și din nou UTA. A fost și conducător de club, la echipa Faniona orașului natal, dar și la Gloria, până la desființarea clubului în anul 2014. Dintre cele 36 de goluri, 15 au fost nașpa. A fost însă o mândrie să fiu al doilea în Europa, într-un astfel de top. I-am spus unui tânăr că a existat o perioadă când am fost al doilea în lume, dar el se uita la mine ca la mașini străine. Am fost la Köln, unde am fost premiați și eram atât de mândru, a povestit Marcel Coraș. Jucător din regie a avut întotdeauna probleme cu greutatea, iar cel mai pregnant eveniment de care și-aduce aminte a avut loc în perioada Victoria, echipa miliției. Cităm, Dumitru Dragomir, pe când era la Victoria, a făcut un pariu cu mine. Mi-a spus că dacă slăbesc sub 90 de kilograme, îmi dă 10.000 de lei. Aveam 104 și am ajuns până la 89,7 kilograme. Mi-a dat banii. Era parolist. A dezvăluit într-un interviu pentru Libertatea.ro. Când vine vorba de fotbal, Marcel Coraș crede că este vorba despre 60% talent și 40% muncă. Pentru că în fotbal tragi tare, pe vânt, pe ploaie, pe zăpadă. Marcel Coraș. Gheata de argint. Această emisiune v-a fost oferită de Brixia.